Handbal Club Municipal Constanța s-a reunit ieri seară la Sala Sporturilor, unde a efectuat un prim antrenament. Până pe 28 ianuarie, campioana României are timp pentru a se pregăti să încheie cu bine un nou sezon. Ieri seară HCM Constanța a avut prima ședință de pregătire din acest an, dar una mai relaxată deoarece antrenamentele au început astăzi. A doua parte a sezonului va debuta abia la sfârșitul lunii, pe 28 ianuarie, când marinarii vor întâlni pe Pota Isa Turda pe teren propriu. Echipa de la Malul Mării este însă angrenată în trei competiții: campionat, Cupa României și Cupa Europa. Au fost două săptămâni de vacanță bine meritate, am profitat de ele. Am venit optimiști din vacanță, gândim pozitiv și vrem să ne atingem obiectivele de a câștiga campionatul și Cupa României, chiar dacă acestea sunt destul de greu de atins. Însă suntem abia la jumătatea drumului și sunt sigur că vor fi, ca și anul trecut, multe surprize. Sperăm ca noi să nu mai facem parte din ele și să încheiem campionatul pe primul loc, a declarat Laurențiu Toma, capitanul echipei constanțene. De la ședință au lipsit motivat spaniolul Javier Humet, Dalibor Cutură, convocat la Naționala Serbiei, și cei trei internaționali români de tineret implicați în campania de calificare la campionatul mondial, Șomleagal și Bucătaru. Ieri seară în Sala Sporturilor a fost prezent și Marius Stavrositu, care și-a luat adio de la foștii colegi. Acesta este liber de contract în urma memoriului depus la federație pentru neprimirea mai multor salarii și se află în tratative cu CSM București. Stavrositu este un jucător constanțean bun, un jucător de națională. A avut un rol important în echipa noastră anul trecut și acum că pleacă, normal că vom avea probleme. Dar împreună cu jucătorii care rămân aici vom da totul, vom încerca orice pentru a face totul bine și să câștigăm, a declarat antrenorul Zvonkon Sundovski. HCM va pleca pe 8 ianuarie într-un cantonament montan la Cheile Grădiștei timp de 10 zile. Va fi primul de acest gen din ultimul an, după ce problemele financiare din 2014 i-au determinat pe oficialii clubului să anuleze turneele și cantonamentele programate la începutul sezonului.